Permiteți-mi să mă prezint, mă numesc Mihai Dan Chirică. Sunt deosebit de onorat să particip la ceremonia de investire a noului prefect al județului Sibiu, iar conform procedurii aș dori să dau citire celor două hotărâri. Hotărâre a Guvernului României privind încetarea cu caracter temporar, fiind detașate condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian. Având în vedere prevederile articolului numărul 19, aliniat 1, litera A din legea numărul 188/1999, privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul articolului numărul 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, în condițiile legii, a funcției publice de prefect. Hotărârea Guvernului României privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela Maria. Având în vedere prevederile articolului numărul 19, aliniatul 1, litera A, precum și ale articolului numărul 89, aliniatul 2, litera 1, și ale articolului 92, aliniatul 1, exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Sibiu, semnează primul ministru al Guvernului României, domnul Mihai Tudose. Stimată doamnă prefect, permiteți-mi să vă felicit pentru această numire și totodată, conform procedurii, o să nu vă invit să depuneți jurământul de credință. Eu, Muntean Adela Maria, numită în funcția publică de prefect al județului Sibiu, prin hotărârea Guvernului numărul 726 per 2017, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62 aliniatul 6 al legii numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția,
drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin, în funcția publică în care am fost numită, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În care în echipă această secret, cu adevărat solidă, se creează aici la Sibiu, constituită din prefect și subprefect. Totodată mă bucur pentru dumneavoastră, dar aș vrea să vă reamintesc și să nu uitați niciodată că sunteți în slujba cetățeanului. Va trebui să depuneți alături de domnul subprefect și de echipa din prefectură toate eforturile necesare astfel încât și credeți-mă că chiar am să fiu un fin observator, așa cum sunt la toate prefecturile din țară. În continuare, cu permisiunea dumneavoastră, doamna prefect, ar vrea să vă spun câteva cuvinte. Onorată asistență. Încep prin a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră astăzi la acest eveniment cu însemnătate deosebită pentru mine. Cea mai înaltă funcție de demnitate publică la nivelul județului Sibiu, funcția adoptată de către primul ministru al României și de către toți cei care m-au sprijinit și cărora vreau profesională. Am încredere că experiența dobândită de peste 10 ani în administrația publică îmi va permite să fac față cu succes acestei provocări, dând dovadă de echilibru, și îmi propun să am o colaborare foarte strânsă cu autoritățile publice locale, care vor găsi în instituția prefectului un real partener de sprijin pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială și îmbunătățirea calității actului administrativ. Împreună cu domnul subprefect, cu echipa instituției prefectului și cu reprezentanții serviciilor deconcentrate, vă asigur că vom lucra în beneficiul cetățenilor județului Sibiu și vom depune toate diligențele pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și adoptarea măsurilor în acest sens. Vă asigur că voi vedea cu intransigență la aplicarea și respectarea Constituției și legilor țării și îmi propun să fiu un factor esențial de echilibru și stabilitate pentru județul Sibiu, cu garanția mea singura politică pe care o voi face și o voi susține va fi cea pusă în slujba și pentru binele cetățeanului. Voi fi un partener de dialog
cu structurile și organizațiile societății civile și îmi doresc să mă pot baza pe sprijinul presei pe care îl doresc ca partener în vederea unei promovări corecte și oneste a activității instituției prefectului. Ușa mea este deschisă pentru toți cei care vor binele județului Sibiu și a locuitorilor săi. Vă mulțumesc și vă asigur că puteți conta pe mine. Dumnezeu să ne ajute! Stimați invitați, cred că este de datoria mea să mulțumim și domnului fostul prefect, domnul Radu Lucian, pentru Radu Lucian, pentru toate eforturile pe care le-a mulțumesc în numele conducerii ministerului. Iar în final am cerut pe domnul subprefect să ne spunem câteva cuvinte. Mă rog, domnul subprefect. Prea onorate, prea onorate părinte Dudecov, domnule ministru central de stat, domnule consul al Republicii Federale Germania Sibiu, domnule consul onorific al Austriei Sibiu, doamnă prefect al județului Sibiu, doamnă președinte al Consiliului Județean, doamnă domnule primar, stimați invitați, nu pot să nu remarc faptul că cele mai importante funcții din conducerea acestui Sibiu sunt ocupate acum de doamne. Am încredere în capacitatea de muncă, în seriozitatea și profesionalismul noului prefect al județului Sibiu, doamna de la Munteanu. Sunt convins că împreună vom asigura un management competent al institutului prefectului, bazat pe legalitate, dialog și eficiență. Se cuvine să-i mulțumesc fostului prefect al Sibiului, Sibiu, Lucian Radu, pentru activitatea derulată în slujba cetățenilor, când m-a dus să și pentru colaborarea bună pe care am avut-o. Chiar dacă a fost scurtă, a fost una bună. Domnul prefect, vă felicit pentru numire și vă doresc mult succes în această funcție extrem, extrem de importantă. Vă mulțumesc! Presei pe care mi-o doresc cu partener, reiterez că mi-o doresc și ca prieten, o să susținem o declarație de presă după. Să-i faci rău unui om și poți mai bine fă-i un bine dacă ți
criticat afirmația lansată după propunerea noastră că veniți dintr-o comunitate mică și propulsarea către prefectura ar fi totuși... Nu m-a deranjat, să știți că funcția... Sibiu a fost o onoare pentru mine și a fost o experiență foarte importantă în care am avut foarte multe puncte și foarte multe încercări care m-au format să merg mai departe și să fac față noilor provocări în cariera mea. Puteți să ne spuneți fostul prefect de ce a fost schimbat? Că noi nu am înțeles. Chiar să mulțumim pentru activitate. De obicei când se schimbă prefectul, noi nu știm de ce schimbat. Îmi pare rău, nu vă pot răspunde la această întrebare. Nu stă în calitate și... Dar nu ați vorbit cu dumnealui? Nu am reușit, am încercat să fie contactat de către domnul subprefect să participe la acest eveniment. Nu ne-a răspuns telefonic și eu îi mulțumesc pentru activitatea dânsului. Nu este rolul și atributul meu să... Dar n-ați vorbit absolut deloc? Nu ați preluat ștafeta? Nu am reușit să... Ștafeta a fost preluată de către domnul subprefect. Am înțeles. Da. Să vedeți că veți rezista mai mult în funcție decât predecesorul meu, că la PSD e un obicei să tot schimbe. Guvern, miniștri, prefecți. Cât va vrea până Dumnezeu. Putem să avem un CV detaliat al noastră, telefonul mobil?